În ziua 36-a invaziei, ucrainenii se pregătesc pentru noi asalturi rusești în estul țării, în timp ce Moscova își consolidează trupele în această zonă după ce a suferit eșecuri în apropierea Kievului. Rusia pretinde că va reduce operațiunile din apropierea capitalei, dar Ucraina și Occidentul spun că este o manevră pentru a-și limita pierderile și a se pregăti pentru alte atacuri. Potrivit spionajului britanic, unii soldați ruși au refuzat să execute ordinele și au sabotat propriul echipament și au doborât din greșeală unul dintre propriile avioane. Casa Albă între timp spune că deține informații cu privire la apariția unor tensiuni între Vladimir Putin și liderii armatei. Marea Britanie declară că trupele ruse refuză să se supună ordinelor și chiar ar fi doborât accidental avioane proprii. Federația Rusă va permite în continuare țărilor europene să-și plătească gazul cu euro și nu cu ruble rusești, așa cum a amenințat anterior, spune Germania. 4 milioane de oameni între timp au fugit din Ucraina de la începutul războiului, potrivit ultimelor cifre ale agenției ONU pentru refugiați. Un purtător de cuvânt al Kremlinului spune că nu s-au înregistrat progrese în negocierile dintre cele două părți de ieri.